Bun găsit! Moldovenii vor primi facturi mai mari pentru gazul consumat în această lună. Din 1 noiembrie, un metru cub costă 11 lei și 8 bani, adică de 2,5 ori mai mult decât până acum. În acest tarif final este inclusă și cota TVA de 8%. Decizia privind majorarea prețului a fost luată de Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, scumpirile vor fi în vigoare din 1 noiembrie pentru că așa decis Comisia pentru Situații Excepționale, spun reprezentanții ANRE. Directorul instituției Ștefan Creangă susține că regulatorul nu a examinat calculele prezentate de Moldova Gaz, ci doar a luat act de ce i-a prezentat furnizorul. Potrivit reprezentanților Agenției pentru Reglementare în Energetică, noile tarife sunt provizorii, vor fi aplicate în luna noiembrie și ar putea fi schimbate începând cu 1 decembrie. Comisia Situații Excepționale, având obligația de a achita pentru luna noiembrie integral consumul de gaze naturale, și-a luat această decizie privind intrarea în vigoare a tarifelor de la 1 noiembrie. Respectiv, ANRE-ul nu a avut decât să se conformeze, să execute deciziile obligatorii pentru situații excepționale. Potrivit deciziei CSE, până la sfârșitul lunii, ANRE trebuie să efectueze calculele necesare și să aprobe tariful final. Acesta este un tarif provizoriu. Da. Următorul tarif ar urma să fie peste 10,26 sau sub. Categoric nu sunt de acord că va fi mai mare de 10. Potrivit ANRE, prețul mediu plătit de Moldova Gaz în primul trimestru era de 124 de dolari pentru 1000 de metri cubi, iar în al doilea trimestru acesta a crescut până la 541 de dolari. Astfel, în tariful provizoriu pentru noiembrie sunt incluse devieri financiare ale Moldova Gaz de aproape 1,5 miliarde de lei. Asta înseamnă că un metru cub de gaz urma să coste aproape 13 lei. În cazul în care devierile tarifare acestea, care le avem noi, 1.300.000 și plus 197 de milioane, le includeam pe tariful doar 2021, eu vă asigur că prețul urma să fie sub 13.000 de lei. Anterior, unii experți economici au declarat că pentru a diminua impactul scumpirilor, tariful trebuie să crească etapizat. Aceasta tot este o abordare creștinească, dar nu o economic-profesionistă. Dacă vorbim sub aspect metodologic, noi nu avem dreptul să facem etapizat, sub nicio formă. Dar, din punct de vedere social, este o abordare corectă. S-au majorat de peste două ori și tarifele pentru agenții economici, până la 8,64 lei pentru un metru cub. Astfel ar putea crește și tarifele pentru încălzirea centralizată, conducerea termoelectrică. Ne-a declarat că urmează să ne spună dacă va cere sau nu majorarea costului gigacalorie, care acum este de 1120 de lei.